Alex, tot îmi spui tu că luptătorii sunt spectaculoși, sunt extraordinari, talentați, dar până la urmă, la sfârșitul zilei, contează să fie un bărbat adevărat. Să aibă grijă de familie, de soție, de copii, să depozi baza pe el. Păi să știi că luptătorii în general sunt bărbați în adevăratul sens al cuvântului. Și dacă ai cunoaște mai mulți luptători, ai ști că la un moment dat pot să fie enervanți prin faptul că își cocoloșesc așa foarte tare familia. Așa e, săptămâna asta am descoperit un luptător care este demn de toată admirația. John Moraga este un tată model și un om capabil să facă orice pentru familia sa. Vom vedea în minutele care urmează că, în ciuda durității aparente, luptătorii sunt de cele mai multe ori părinți model. John Moraga este un mister pentru mulți iubitori de MMA. Mexicanul din Arizona este unul dintre cei mai talentați luptători ai categoriei sale, dar nu este foarte cunoscut. Deși a avut o carieră impresionantă până acum, Moraga va fi plătit cu adevărat bine abia duminică la meciul cu Demetrius Mighty Mouse Johnson. Prietenii au sugerat să investească o parte din banii pe care îi va câștiga într-o dădacă. Moraga are doi copii care îl însoțesc la antrenamente și la meciuri pentru că nu au cu cine să stea acasă, așa că o bonă ar fi investiția perfectă pentru el și familia. Soția lui Moraga are două slujbe, pentru că până acum luptătorul nu a câștigat mai nimic din MMA. Totul ar putea să se schimbe pentru el în condițiile în care ar reuși să-l învingă pe Demetrius Johnson duminică dimineață în direct pe GSP TV.